Și vreau să vă întreb ce știți despre imunitatea dată de AstraZeneca, dacă există date în acest sens? Răspunsul imun este unul protector, repet, cu o rată de eficacitate, așa cum a fost menționată. La orizontul de timp mă referam. Cât durează? Este același răspuns pe care îl avem și față de celelalte tipuri de vaccinuri. Vorbim de date la câteva luni, date la circa 6 luni, însă toate studiile sunt în dinamică și pe măsură ce ele vor deveni disponibile, practic pe măsură ce timpul trece și apare această monitorizare periodică a nivelului de anticorpi, cu siguranță vom avea și noi acces la aceste date, dar nu se estimează o pierdere a răspunsului imun în mai devreme de circa 6 luni și credem că ea va fi de durată, dar nu putem iarăși să speculăm pe marginea un subiect la care nu avem date suficiente. Apropo de titlul de anticorp, domnule Gheorghiță, aici e cumva o întrebare în afara discuției propriu-zise legate de AstraZeneca. Dacă cineva vrea să fie mai sigur și mai catolic decât papa și să verifice că a dobândit imunitatea în urma vaccinării și că nu se încadrează în cele 20% neacoperite de eficacitatea la AstraZeneca sau cele 5 la Pfizer și Moderna, poate să meargă să-și facă un test de anticorpi? Cu siguranță. Așa se verifică? Da, și sunt deja foarte multe persoane și chiar colegi de-ai noștri din sistemul medical care își determină anticorpii antiproteină spike. În momentul de față sunt teste disponibile, chiar comercial, și prin care orice persoană poate să-și determine nivelul de anticorpi după vaccinare. Și am avut colegi care și-au determinat nivelul de anticorpi înainte de vaccinare și evident că era negativ, era zero, și după vaccinare, chiar după prima doză, titlul anticorpilor era crescut și după a doua doză cu atât mai mult. Deci da, sunt disponibile aceste teste. Nu aș spune că trebuie să devină o rutină dozarea titlului de anticorp, dar în anumite situații particulare, mai ales în cazul pacienților, aș putea spune, imunodeprimați, pacienți cu imunitate scăzută, cred că este util acest tip de determinare, tocmai pentru că putem observa care este nivelul protecției anticorpilor de după vaccinare. Însă aș mai vrea să menționez un aspect și anume faptul că imunitatea prin vaccinare, ca și imunitatea după boală, nu constă doar în apariția anticorpilor, ci și în răspunsul imun celular. Răspuns imun celular pe care nu-l determinăm prin testele comerciale, prin testele obișnuite. Adică, cumva, antrenamentul celulor T care vor lupta cu infecția. Exact. Bun.